Consilierii democrat-liberali nu au privit cu ochi bun proiectul de hotărâre privind adoptarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Gorj, însă proiectul de hotărâre a fost oricum votat, PSD având majoritate în Consiliu. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, se mândrește cu strategia care, spune el, în 2020 va transforma Gorjul într-un județ mai verde și mai turistic. În 2020, urmărită pas cu pas și implementată această strategie, va transforma județul Gorj într-un județ dinamic și modern. Că mândria gorjeanului de a trăi aici va fi și mândria de a avea un județ prosper, de a avea un județ cu oameni întreprinzători, de a avea un județ verde, un județ mai turistic și un județ social. Consilierul PDL Ionel Manțog a declarat că o strategie trebuie să-și propună obiective concrete, nu numai transformarea Gorjului într-un județ verde. În raportul de specialitate, dacă vă uitați la strategie, nu se vorbește despre niciun obiectiv. Ok, am făcut strategia. Ce vrem să obținem? 1000 de locuri de muncă, 100 de locuri de muncă, schimbarea profilului economic, dezvoltarea nu știu cărui sector și așa mai departe. Păi, domnul președinte, a zis că vrea un județ mai verde, mai sociabil și... Mă, dacă Gorjului trebuie un județ mai verde... Bun, e o politică, puteți să o faceți, dar nu mă puteți pe mine obliga să o votez.